Sì. Dolce assolina. Ma dosso. No, ma non riesco. Io ho smacchi di morsi. Ciao, posto in domi. Mi sono messo che non è terminata a 7. Ora aspetta. Che non è terminata a 7. Aspetta. No, a 8, pardon. A 8 mi hanno sbagliato lì, la tutta il direttore della scuola. Una cosa per il giardinare. Mi hanno sbagliato il corpo, il capo sanitario, esperienze. Prima l'esercizio, posso fare pullover, l'antera, posso fare 3 serie, 10 repetitori, 10 repetitori, poi posso fare 4 serie, acrete 5 repetitori cu pauză 10 secunde. Caz, 20% din greutate. Ok. Faci negative. Una epuizare. Faci caz 20% din greutate. Faci pozitive. Faci caz 20% și faci izometrie cât poți de mult. Și o să facem tracțiune la scripete. Cu două mânere. Să facem prima serie să fie 10-12 repetări. Pauză 45 de secunde. Epuizare. Pauză 30 de secunde, 15 secunde, 5 secunde, după care are 15 secunde, 30 și 45 de secunde, tot până la epuizare maximă. Următorul exercițiu, ramat din șezur, la scripete, cu două mânere. Aici o să fac 10 serii, a câte 3-4 repetări cu pauză 15 secunde. Să dăm bătaie. Patrulea exercițiu, cu ramat cu barate. Am făcut o serie de 10-12 repetări, după care am făcut pauză 30-40 secunde, după care am repetat seria de 10 repetări, după care am redus 20% în greutate, am făcut pe negativ, după care am mai redus 20% în greutate, am făcut pe pozitiv și am mai redus încă 20% în greutate, am lăsat în izometrie 30 de secunde. Și asta o fac de 2 ori. Exercițiul cu numărul 5 să fie ramat din șezut la scripete cu două mânere. O să fac 3 serii, pauză între fiecare serie 45 de secunde. O să fie 3 repetări normale, 3 repetări pe pozitiv și 3 repetări normale. Antrenamentul de spate, urmează să merg la cumpărături și azi o să merg și la masaj pentru a relaxa musculatura spatului și a scoate toate contracturile din spate, dar asta o să vă zic mai mult cel care o să-mi facă masajul.
pentru că el se pricepe mult mai bine decât mine. Salutare, dragilor! Astăzi Florin tocmai mi-a dat ocazia să explic în mare parte despre masajul de care el are mare nevoie, și anume deep tissue, adică este un masaj profund, după cum bine vedeți aici, este ce lucra. Despre ce este vorba în deep tissue? În deep tissue se vorbește despre masajul cel mai profund. Se face în profunzime pentru decontracturarea musculaturii. Este un masaj specific persoanelor care, în special cum e Florin, axate pe culturism, pe fitness. Mai ajută foarte mult bărbații care lucrează în construcții, de exemplu, sau oamenii care stau la birou sau conduc foarte mult. Unde se pune contractura musculară cel mai des este aici, între zona omoplaților, zona cervicală, pentru că toate mișcările pe care le facem cu mâna, aici se depune. Sunt o grămadă de tendoane, de mușchi foarte mici, care sunt foarte solicitați în fiecare mișcare a mâinii. Efectul principal al masajului este descoamarea pielii moarte. Asta este la nivelul pielii. Dacă intrăm pe zonă musculară, reprezintă decontracturarea musculaturii, de care Florin are mai mare nevoie și apelează mai mereu la serviciile mele, și pentru asta îți mulțumesc, Florin. Manevrele sunt lente și profunde. Se lucrează lent. Prima dată se încălzește spatele. După care se intră cu cele mai tari suprafețe ale mâinii. Cu pumnii, cu nodozitățile. Cu antebrațul o să lucrez foarte mult, o să vedeți. Și cu coatele. Dacă n-am folosit astea pentru musculatura mare a lui Florin, n-am reușit să detensionăm musculatura. A few moments later. Bun, până acum am luat 12 kg de orez. Am luat și două sticle de oțet pentru că mai folosesc în mâncare. Mersi, iau piept de pui. Terminat și cu cumpărăturile, haideți să vedeți ce am cumpărat. Bun, am cumpărat orez, 12 kg, ceva ceapă, două lece, morcovi, păstârnac și aici, bineînțeles, 10 kg de piept de pui, două caserole de 5 kg și aici 180 de ouă. Aici avem câteva condimente pe care eu le folosesc în normal, scorțișoară, busuioc, oregano, piper alb și mi-am cumpărat și un avocado pentru seara aceasta. Bun, dragilor, cam acesta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut și nu uitați să te abonezi canalul meu de YouTube, vă poți urmări pe Instagram Florin Damșa Fitness și, bineînțeles, pe pagina mea de Facebook Florin Damșa Fitness and Bodybuilding. Ne vedem în următorul episod.